Was war es von dem Nazareth? Ist du dem Nazareth? Ja. We are going to have a very interesting study. I assume every one of you knows that since 1844, Jesus is in the most holy place. And he's interceding for us. In the previous seminars, we learned that he's representing us. Before we studied about Ezekiel chapter 18, and how God is justifying man. And we saw that for God to save the sinner, he became sin for us. Jesus identifies himself with the sinner which transgresses the law of God. And we read in Philippians 2, verse 7, that he emptied himself, he destroyed himself to receive humanity into himself. We had very few time to study that, and I'm sure there are some questions also, because it's such a deep study and we have such a short time. And we saw that Jesus actually identifies himself with the sinner. He identifies himself with you. We saw that salvation is not something separated from man. It's something very personal. And the Bible uses the language of marriage. Biblia folosește terminologia căsătoriei. And we saw that when I hold the hand of my wife, am văzut că atunci când o țin pe soția mea de mână, I can feel the warm hands. Pot să-i simt mâinile calde. She can feel my cold hands. Ea poate să simtă mâna mea caldă, rece. And this is the relationship that Jesus is having with us. Și aceasta este relația pe care Iisus o are cu noi. We have seen from the Bible, from the spirit of prophecy, that Jesus really feels our pain. Că Iisus simte durerea noastră. He feels our shame. Simte rușinea noastră. Please, there is please. Is that yours? Oh yeah, give it to the room. Just put the thing at the next one. We saw that salvation is very personal. Am văzut că mântuirea este un lucru foarte personal. And Christ is now in the most holy place. Iisus este acum în Sfânta Sfintelor. And we read from the spirit of prophecy. Și am citit din spiritul profetic. That Christ is now representing us before the Father. Că El ne reprezintă înaintea Tatălui. Complete in himself. Iar noi suntem desăvârșiți în El. When the Father sees Jesus, când Tatăl vede pe Iisus, you know whom he sees? Știți pe cine vede El? You know? Știți? Whom does he see? Pe cine vede El? No. Me. You. Pe mine. He sees you. El salvation mă vede pe is personal. Mântuirea este personală. Friends, we are not saved as a church. Noi nu suntem mântuiți ca biserică, colectiv. As a church, we are members, every one of us. Biserică, noi suntem membri. That's his part, as the fiecare eyes, the ears, lui, the mouth. Așa cum urechile au partea lor, ochii. You are a valuable member or part of the body of the church. Tu ești un membru important al trupului bisericii. And Christ identifies with you personally. Iar Hristos se identifică cu tine în mod personal. I wish we could study it again, because many people are here. But those who have been here, I hope you have been blessed. Sper că ați fost binecuvântați. How personal the salvation is.
But what we discovered is that, yes. Ce am descoperit? What we discovered is that Christ is representing us before the Father. Tatăl ne reprezintă înaintea, Iisus ne reprezintă înaintea Tatălui. And we had a very short time to study it. Now, during the time of the Day of Atonement, when the high priest was go into the most holy place, I hope you remember, there was like the sanctuary. There was a holy Sfânta and most holy place. Sfânta Sfintelor. This is the outer court. Curtea. And so the high priest would go inside. Marele preot mergea înăuntru. This the most holy place would be cleansed. Era curățit Sfânta Sfintelor. And then the high priest would come out. După aceea, marele preot se reîntorcea afară. He would come out again. And the question that we want to ask today, întrebarea care vrem să răspundem astăzi este, what are we supposed to do? Ce trebuie să facem noi? The people were waiting outside. Oamenii în vremea aceea așteptau afară. But were they just waiting and then just... Să ce făceau? Așteptau doar? You know when people do this? Știți că oamenii fac așa, degetul, când sunt plictisiți. Oh, he comes, okay. Oh, uite că vine afară. What are we supposed to do? Ce trebuie să facem noi? And that is what we're going to learn from Leviticus 23. Acest lucru începem să-l învățăm de la Levitic 23. And because we have a very short time, timpul nostru este scurt, our words are limited. Cuvintele noastre sunt limitate. Our thoughts are limited. Gândurile noastre sunt limitate. I would like to invite you, if it's possible for you, to kneel down and have a word of prayer, să ne rugăm, that God will give us the right. We thank you that we can call you Father. Îți mulțumim pentru că te putem numi Tată. We thank you for this conference, for the blessings that you've received so far. Îți mulțumim pentru această conferință și binecuvântările pe care le-am primit până acum. We thank you for your Holy Spirit who's working in our hearts. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care lucrează în inimile noastre. We thank you that you care for us. Îți mulțumim pentru că îți pasă de noi. We praise you for Jesus as our High Priest. Te laudăm pentru Iisus care este marele nostru preot. Who is personally working for each and every one of us. Care lucrează în mod personal pentru fiecare dintre noi. We thank you that Christ is identifying himself with us. Îți mulțumim pentru că Hristos se identifică cu noi. That we are complete in him. Pentru că noi suntem desăvârșiți în el. Lord, our minds are dull. Tatăl, mințile noastre sunt slabe. And it's hard for us to understand. Și ne e greu să înțelegem. We are the Laodicean church. Suntem biserica Laodiceană. We don't see your love for us as you have it. Nu vedem dragostea pe care o ai față de noi. And we have just a short time to study. Timpul nostru pentru studii este limitat. And there is so much to be studied. Avem atât de multe lucruri pe care să le studiem. I pray as we try to understand some of the principles. Acum când încercăm să înțelegem unele dintre aceste principii, you would give us humble hearts, că ne vei da inimi umile, loving hearts, inimi iubitoare, and that we would understand how we can prepare for the soon coming of Jesus. Ca să putem înțelege cum ne putem pregăti pentru venirea lui Isus. We thank you. Îți mulțumim. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amen. I would like to open your Bibles. Leviticus chapter 23. Leviticus 23. Leviticul. And
In this chapter there are different feasts. În acest capitol sunt prezentate diferite sărbători. And those feasts, you can see them also like prophecies. Însă aceste sărbători sunt și profeții. For events that should happen. Pentru evenimente care se vor întâmpla. And most of them were fulfilled. Majoritatea dintre ele a fost împlinite. And we are right now at the Day of Atonement, the antitypical Day of Atonement. Acum ne aflăm în ziua antitipică a zilei ispășirii. And we're going to read verses 26 to 32. I would like to ask somebody to read it in Romanian. Aș vrea să cer unei persoane să citească în limba română. And we want to ask us, what are the four things, yeah, English words. The four things that we're looking for. Aș vrea să citim acest cineva să citească o cuvocetare în limba română aceste versete și să ne întrebăm în timp ce citim care sunt cele patru lucruri. Patru lucruri pe care oamenii trebuie să le facă în ziua ispășirii. Who would read for us? Cine vrea să citească? Thank you, sir. Please. Out loud. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: în ziua 10-a acestei, a 7-a lunii, va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta. Din seara zilei a noua până în seara următoare să prăzniți sabatul vostru. Bine. Thank you. Mulțumesc. What did you learn? Ce am învățat? There are four things mentioned, and then go a little bit deeper into them. Patru lucruri menționate, așa apoi să mergem un pic mai în adâncime. What did you learn? What are we supposed to do? Ce trebuie să facem? Have a gathering. Să ne avem adunare. We are supposed to have a gathering. Your drawing is not my strength. Desenul nu este una din calitățile mele. We are supposed to have a holy convocation. Trebuie să avem o adunare sfântă. What comes to your mind when you hear the word holy? Ce vă vine în minte când vă gândiți la cuvântul sfânt? Pustăpat. Set aside. Set aside? Set aside from what? Pus deoparte de la ce? Un lucru sau un om pentru Dumnezeu. A thing or somebody for God. Somebody for God. Let's open in 1 Peter. Haideți să deschidem la Via Petru. 1 Peter. Via Petru. And we read in 1, capitolul 1, 1 Peter 1, verse 15 and 16. Who would read it for us? 15 și 16. Să citească cineva cu voce tare, pentru noi. Și după cum vezi ce va fi la fel ce spune, fiți și voi sfinților cu puterea voastră, căci este scris, fiți miși, căci eu ți-l spun. What do we learn from that? Ce învățăm de aici? God is holy. Sfânt. Now allow me to ask you this. Aș vrea să vă întreb un lucru. How is it possible for us to have a holy convocation, holy gathering? Cum putem să avem o adunare sfântă? We can gather together, right? Ne putem întâlni. You were able to come here with the car, with the train, and și so on. Și venit aici cu mașina, cu trenul. We are able to come together. Putem să ne adunăm. There are many other gatherings.
Sunt și alte întâlniri. Especially yesterday at night, around the world, many people gathered. Astă noapte, pretutindeni în lume, oamenii s-au adunat. Many meetings. Multe întâlniri. How does our meeting become a holy meeting? Cum poate întâlnirea noastră să devină o întâlnire sfântă? În prezența lui Dumnezeu. God's presence. Prezența lui Dumnezeu. Very good. God's presence where? Prezența lui Dumnezeu unde trebuie să fie? Inside. În noi. We are back again. Ne întoarcem. To the principle that we need to be. This represents Christ, the outward. The inside, this is us. La principiul acesta. În afară se află Hristos, iar noi suntem în El. We need to have a personal relationship with Jesus. Trebuie să avem o relație personală cu Isus. Is there something that God hates? Este un lucru pe care Dumnezeu îl urăște. Păcat. Sin. Yes, sin. What can we do with that? Ce putem face cu păcatul? What does it mean for us if we want to have a holy gathering, holy meeting? Dacă noi trebuie să avem o adunare sfântă, ce trebuie să facem? What should we do? Mărturisit și părăsit. Confess our sins and leave our sins. We should confess our sins. We should come to Jesus. Trebuie să venim la Isus. Let me ask you, where do we learn that we have sins? Where do we learn? De unde știm că avem păcate? În Matei 23. Romans chapter 3, verse 3. Yeah. Romans 3, verse 3. Că și toți am păcătuit și nu trebuie să fie slavă Dumnezeu. All sins. You know it from the Bible. Știm lucrul acesta din Biblie. We need to study the word of God. Trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu. It's our mirror. It shows us. Asta este oglinda noastră care ne arată. How does God look at me? Cum ne vede Dumnezeu? God sees my sin. This is not part. Vede păcatul. But if I'm praying, if I believe what is said here. Asta dacă eu mă rog, dacă cred ce este scris aici. Yesterday we looked a little bit, very shortly. I apologize for the drawing. Ieri ne-am uitat scurt ce scuze pentru desen. But we looked basically what faith means. Ne-am uitat să vedem ce înseamnă credința. We looked at the word of God. Ne-am uitat la cuvântul lui Dumnezeu. Which has creative power care in itself. Are putere creatoare în el însuși. We looked at God's word that cannot lie. Ne-am uitat la cuvântul lui Dumnezeu care nu poate să mintă. We looked at the word of God in Romans 4:17. That God calls the things which are not as though they were. Ne-am uitat la faptul că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Means that when he looks at me, a sinner, asta înseamnă că atunci când el se uită la mine, ca și păcătosul, and he says, you are clean because of the word that I have spoken. Și spune, tu ești curat datorită cuvintelor pe care le-am spus. Do I believe that? Cred lucrul acesta? Oh, Lord, not me. Oh, Doamne, nu eu. Maybe him. Poate okay, el sau ea. Me, no. Însă eu nu. And we discovered that true faith, și-am descoperit că credința adevărată, the man of faith, he has two attributes. Are două atribute. We read it in Matthew chapter 8, verses 8 till 10. Am citit în Matei 8 la 10. That the man of faith, he expects the word to do what it says. Că cel care are credință așteaptă ca cuvântul să facă ceea ce zice că face. And depends only on it. Și depinde de acest cuvânt. He's not depending on his own strength and power. El nu depinde de puterea lui. To overcome sin, to be holy. Oh Lord. Ca să învingă păcatul, ca să fie sfânt. I need to go to church. I need to be on time. Trebuie să merg la biserică, trebuie să merg la timp. I need to have a nice suit and my shoes should be shining out there. I'll clean my shoes and make them shine. Pantofii trebuie să lucească. We heard today that God can bless a lot and impress us to give for a mission. Am auzit astăzi că Dumnezeu ne poate impresiona să oferim pentru misiune. I can look, oh, my neighbor is giving 50 lei. I'm going to give 100. Poate că mă uit, vecinul dă 50, trebuie să dau 100 de lei. The man of faith does not depend on his own works. Omul credinței nu depinde de cuvintele lui. Everything that he does, he does it because he loves God. Face pentru că iubește pe Dumnezeu. Because he spends time with God. Pentru că petrece timp cu Dumnezeu. Because he understands that Jesus identifies himself with him. Pentru că înțelege că Iisus se identifică cu el. And then he thinks, how can you love me so much? Și apoi se întreabă, cum mă poți iubi atât de mult? And this makes a change.
Iar lucrul acesta aduce o schimbare. Says, Lord, when you love me so much, Doamne, dacă mă iubești atât de mult, well, I don't have power. Eu n-am putere. I'm a simple and selfish person. Sunt păcătos. We can be și honest with God. Putem să fim onești cu Dumnezeu. He knows that we are egoist. Știe, știe că noi suntem egoiști. He knows that we are sinners. Știe că suntem păcătoși. He knows it before we even tell it to him. Știe lucrul acesta înainte să-i spunem noi. But he loves us not because we are so good and have are clean and nice. Yeah. Ne iubește nu pentru că suntem buni și arătăm bine și suntem curați. He loves you in spite of your sin. El ne iubește în ciuda păcatelor. So the man of faith holds on to the word of God. Omul credinței se agață de cuvântul lui Dumnezeu. He depends only on it. You see, depinde de el. His legs are not connected to the ground. Vedeți? Picioarele lui nu stau pe pământ. He's jumping and getting the word of God. It's, Lord, you said so. Se agață de cuvântul lui Dumnezeu. You said I should be holy because you are holy. Doamne, ai spus că eu trebuie să sfânt, să fiu sfânt pentru că tu ești sfânt. I expected you to do it in me. Și aștept să faci lucrul acesta în mine. Because you are the God, creative God. Pentru că ești, tu ești Dumnezeul creator. Created me a new heart. Creează în mine o nouă inimă. To be able to have a holy gathering, we need to allow God to dwell in us. Pentru ca să avem o adunare sfântă, trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să locuiască în noi. Let us open in Ezekiel. Să deschidem în Ezechiel. Ezekiel chapter 20. Capitolul 20. Ezekiel chapter 20. Ezechiel 20. Who would read for us verse 12? Versetul 12. Le-am dat și sabatele mele să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. What is the Sabbath? How is it described? Cum este descris sabatul aici? It's a sign. It's a sign. Semn. I hope you can see it. Sper că vedeți. My drawing is not the best. No. Desenul meu nu e cel mai bun. This is... Do you know this sign? Știți semnul acesta? Who has a driver's license? Cine are cartea de conducere? Okay. Those who don't have it. Are you learning already? Cei are you learning the sign? You learning? Învățați? Now what's important about this sign? Ce e important la semnul ăsta? What's important about this sign? Ce este important? You need to stop it. First you need to know what it means. Primul rând trebuie să știi ce înseamnă. It means to stop. Înseamnă să te oprești. So number one, you need to understand. În primul rând trebuie să înțelegi. And number two, you need to have the experience. Și în al doilea rând trebuie să ai experiență. Now there are many drivers. Sunt mulți șoferi. Sometimes I'm one of them. Poate uneori sunt unul dintre ei. We drive the car and say, oh, stop. Mergem, vedem stopul. Mă uit. Și trec. I recognize it. It's a sign. Recunosc, este un semn. But I didn't have the experience of it. Însă nu n-am făcut ce mi-a zis. I did not stop. N-am oprit. Left, right, and then go. Au stânga, dreapta și apoi să merg mai departe. Now we have the privilege as Seventh-day Adventists. Ca adventiști avem privilegiul to know that the Sabbath is the sign of God. Să știm că sabatul este semnul lui Dumnezeu. And then what is he doing? What is the second part of the verse? Ce se spune în a doua parte a how is the Sabbath connected? Cum este, care este legătura cu sabatul? How is it connected? What else is there in the verse? Ce se mai spune what's special thing that can get out of there? Un lucru special. What is the sign for? Pentru ce este un semn? This is a sign to stop. What is the Sabbath a sign for? Acesta este un semn că trebuie să ne oprim. Pentru ce este sabatul un semn? Sanctification. Sanctification. Sfinție. Who is sanctifying us? Cine ne sfințește? No. Are you experiencing that? Trăiți sfințire? You see, there is something very special about the Sabbath. Sabbatul are un lucru special. There are people in different religions. Există oameni în diferite religii. They travel far. Care călătoresc mult. To go to a little church. Pentru a merge la o mică biserică. Pray to certain saints. Se roage la anumiți sfinți. We live in Bavaria.
Noi locuim în Bavaria. And as you drive, you see sometimes these little churches. Și noi conducem, vedem bisericuțe mici. And the Christians are going there, and they creștini care merg worship acolo, is like a special day to travel. And the other religions, so people need to travel far to meet God. Religii, cer oamenilor să meargă departe. Not so the Sabbath. Însă nu este așa cu Sabatul. The Sabbath is holy. Sabatul este sfânt. You know that also the temple was holy? Știți că și templul era sfânt? What made the temple holy? Ce a făcut ce a făcut ca templul să fie sfânt? Presence of God. Prezența lui Dumnezeu. We know the Sabbath has been blessed and sanctified. Știm că Sabatul a fost binecuvântat și sfințit. Blessed and made holy. Binecuvântat și făcut sfânt. Now let me ask you this. What makes the Sabbath holy? Ce face Sabatul sfânt? What makes the Sabbath holy? Ce face Sabatul ca să fie sfânt? What makes the Sabbath holy? The presence of God. Do you believe that? Credeți lucrul acesta? Allow me to ask you. Aș vrea să vă mai întreb. We have a very short study. Each point that we're going through, we could study for an hour at least, but we have only. Fiecare punct pe care îl studiem, putem să studiem cel puțin timp de o oră. So little time, which was less, even less. Timpul nostru este limitat. But do you experience the Sabbath as a holy time? Simțiți în viața voastră că Sabatul este un timp sfânt? Are we aware that as the Sabbath hours comes, as sunset comes? Suntem conștienți că atunci când Sabatul vine, când soarele apune. And we there is the sign and we enter into the presence of God. În prezența lui Dumnezeu. Are we aware of it? Suntem conștienți de lucrul acesta? There were certain principles that God gave to the people in Israel. Dumnezeu le-a dat anumite principii celor din Israel. He said, do your work before the sunset. Faceți-vă lucrarea înainte de apus. Finish your preparation. Pregătiți-vă înainte de apus. In Exodus chapter 16 it says, whatever 16 se spune, whatever you will cook, ce ai de gătit, gătește, ce ai de fiert, fierbe. On Friday. Bine. Tomorrow is the Sabbath. It's a preparation that we should get ourselves ready. Noi trebuie să ne pregătim pe noi înșine. The Sabbath is a symbol of sanctification. Sabatul este un simbol al sfințirii. We have our clothes ready. Hainele noastre sunt gata. The cooking finished. Când am terminat de gătit. If there's somebody we had a fight with, we call the person and say, listen, I'm sorry. Dacă am avut un conflict cu cineva, trebuie să sunăm persoana respectivă, să ne cerem iertare. It's a principle for us to prepare to meet Jesus. În Sabbat, înțelegem cum să ne pregătim ca să-L întâlnim pe Iisus. That when Christ is going to come, we're going to spend in His time, in His presence. Pentru că atunci când Iisus va veni, vom petrece timp în prezența Lui. All the work that we're doing on this world will finish. Toată munca pe care o facem aici pe pământ se va termina. No more mission work. Nu vom mai face lucrarea misionară. No more glow tracks to give away. Nu vom mai tractate de glow. Now is the time. Acum este timpul. When Jesus comes back, the time of preparation is finished. Când Iisus se întoarce, timpul de pregătire va lua sfârșit. And we either allow God to sanctify us, și fie permitem lui Dumnezeu să ne sfințească, a holy congregation, ca să avem o adunare sfântă, holy meetings, holy relationships, relații sfinte, or we are ready for destruction. Sau ne pregătim pentru distrugere. And God is so good. Dumnezeu este atât de bun. He gives us week after week training. Săptămână de săptămână. And exercise. Come my child, I want to teach you. You want to learn? Vreau să ne învețe cum să ne pregătim să ne întâlnim. I want to teach you to keep the Sabbath holy. Vreau să te învăț, copilul meu, cum să păstrezi Sabatul sfânt. When we come together. Când ne întâlnim. In meetings like this. În întâlniri de genul acesta. Are we just chit-chatting? Avem discuții neînsemnate. How are you? How am I? Cum ești tu? Cum sunt eu? What job do you have? Ce slujbă ai? Oh, did you see her? Ai văzut-o pe ea? Look how short the skirt. Ia uite ce scurt. All of the hair. Oh, uite ce all the didn't iron the shirt. Nu și-a cântat cămașa. Would we do that if we were aware that we are in the Sabbath day, face we are acesta, dacă in the presence of God? Am fi conștienți că suntem în prezența lui Dumnezeu? The question for us is, întrebarea pentru noi este, is the Sabbath for us just a sign up here? Yeah, we know este un semn aici, cunoaștem.
Or is it an experience? Sau este o experiență? What else can we learn? Ce altceva putem să învățăm? What other things that we learn? Maybe we can read one quote. Haideți să citim un citat. Yeah. It's from 5 Testimonies. Este din Mărturii, capitolul 5, volumul 5. Yeah, I believe it's just, ministers. Yeah. It says, all dissension, all differences, all fault fighting should be put away. Toate neînțelegerile, toate deosebirile și găsirea de greșeli trebuie date la o parte. With all evil speaking, all bitterness. Împreună cu orice vorbire de rău și amărăciune. Kindness, love, compassion for one another should be cherished. Bunătatea, dragostea și împreună simțire unul față de altul trebuie să fie nutrite. That the prayer of Christ, that His disciples, which are you. Pentru ca rugăciunea Domnului Hristos, ca urmașii Săi, care sunteți voi, might be one as He is one with the Father. Așa cum El este una cu Tatăl, să fie ascultată. Look, if we are fighting here, dacă noi ne luptăm, here, did this to me, and did this to me. Asta. We cannot have a holy communication. Nu putem să avem o holy communication. Did you give to God all the bitterness? I-ați dat lui Dumnezeu toată amărăciune. Did you forgive your friends? Ați iertat pe prietenii voștri. The Bible says, Jesus says that Iisus spune, if we forgive our enemies, că dacă îi iertăm pe vrăjmașii noștri, He gladly forgives us. Și El ne iartă cu plăcere pe noi. Last night we heard that it's important to know that we are forgiven and accepted to God. Am auzit aseară că este important să știm că suntem iertați și acceptați de Dumnezeu. Do you know how you can find out if your sins are forgiven? Știți cum puteți afla dacă păcatele voastre sunt iertate? Number one, you believe the promise of God. Primul rând, credeți făgăduința lui Dumnezeu. Number two, you follow. În al doilea rând, faith is practical. Credeți. To follow what the word says. În al doilea rând, urmați și faceți ceea ce spune cuvântul. Credința este practică. Faith always leads to obedience. Credința conduce întotdeauna la ascultare. Now, if I want to be, if I want to know if I'm forgiven, dacă vreau să știu dacă sunt iertat, and I read and learn, and oh, forgive. Și citesc și our enemies as we forgive us as we forgive our enemies. Și iartă-ne pe noi cum și noi iertăm greșiților noștri. And they have not forgiven. Și dacă n-am iertat. Now, guess what? Am I forgiven? Credeți că sunt eu iertat? Can God dwell in me if I have bitterness in my heart? Credeți că Dumnezeu poate să locuiască în mine dacă am amărăciune în inimă? Can I have a holy convocation? Pot să am adunare sfântă cu frații mei? That's what it means. Aceasta înseamnă It's even deeper. What else can we learn from it? What is the next point that we learn from Leviticus? Ne întoarcem la Levitic 23. What else did we learn? Ce altceva învățăm de aici? Humble our hearts. Very interesting. Very interesting. It's even in English it says afflict. În engleză se spune să îți afflict, greu de te stropești. Yeah, but it's pretty good. You know, humble, it's a modern word. A umili, a smeri, este un bun word. Allow me to, let's open up Ezra, chapter 8. Să deschidem la Ezra, capitolul 8. What is the time? How is the time? It's 17 past 12. What is our limit? One. Ezra chapter 8, Ezra 8, verse 21. Who would read it Ezra for us? 21. Who would Ezra read 8, it? Ezra 8, 21. Cineva să citească. Acolo, la Domnul Ahava, am găsit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. What did they do? What did Ezra ce-a do? Ce-a acolo? Ce-a făcut Ezra? Huh? They fasted. They fasted? Au ținut un post. What for? Pentru ce? Huh? To humble the soul. Ca să-și smerească inimile. Who of you has ever fasted? Cine?
Ever tried fasting? Maybe at least a meal, you were late, you didn't make it to breakfast. I'll fast till, till lunch. You see, fasting is, is a principle that helps us to have a clearer mind. Ne ajută să avem o minte clară. We talked to Jerry and Janet. Vorbeam cu Jerry și cu and Janet. Asked them, are you even eating? Do you have something to eat? Am întrebat, mâncați ceva? Never seen them eat. Yeah. După ne-am văzut ceva la masă. And he said, well, when we travel and speak, we try to eat lightly. El a spus, când călătorim și vorbim, încercăm să mâncăm cât mai, mâncare cât mai ușoară. Why do you think this is so? De ce credeți că fac lucrul acesta? Have a clear mind. Dar să avem un creier o minte liberă. Have you ever, do you have like potlucks in Romania, in church? Faceți potluck în masă comună în România? Yeah. And afternoon, do you have something as a program? Și poate că uneori, după aceea aveți un program. And you, oh, program. Vine programă. And then you sit there. Și apoi stați acolo. You need to speak up front, then you will see faces. It's difficult to full stomach to concentrate, right? Because the blood is needed here to digest. Now, this principle doesn't tell us we should not eat anymore. But it speaks about that we should eat simply. We should eat in a way that our mind is not beclouded. Trebuie să mâncăm în așa fel încât mintea noastră să nu fie împânjenită. Because we're supposed to humble or search our hearts. Pentru că trebuie să ne umilim și să ne cercetăm inimile. So it means afflict our souls to look. Is there something? Trebuie să ne uităm. E ceva în inima mea. This is where we take, this is where we take time with prayer. Reading the Bible. Timp să ne rugăm să citim Biblia. Says Lord, how is it in my heart? Să întrebăm, Doamne, cum e inima mea? When we read the testimonies, the spirit of prophecy, Lord, I read about brother or sister so and so. Când citim în mărturii, citim despre fratele cu tare sau sora cu tare. Who were jealous or proud? Care erau geloși sau mândri. How is it with me? Cum e cu mine? Maybe there is a little bit of selfishness. Very small. Poate că am puțin egoism. Da, puțin. A little bit. Lord, take it out. Doamne, ia-l. Afflict our souls. Să ne zdrobim inimile. It speaks about to fast. Ellen White describes that there is a fast this recommended to all people. Ellen White spune că există un post care se recomandă tuturor. To eat that which is healthy. Să mănânce ceea ce este sănătos. She says we will come to a time where we will be no longer safe to eat animal products. El a spus că va veni un timp când nu mai este sigur produsele animale nu mai sunt sănătoase, sigur. Nobody will be safe because of his plant-based diet. Nimeni nu va fi mântuit pentru că mănâncă și evită produsele sau nu mănâncă produse animale. In Germany there is like a story for children. În Germania există o poveste pentru copii. And it's called like Schlaraffenland. Schlaraffenland. Yeah, and it's called like it's a land where we have a lot of good stuff. Like țara în care există toate lucrurile bune. You can eat cakes and everything, all the best stuff. But there is a separation. Însă există o despărțire. And I'm not sure what it was. It might have been Mama Lee got this. Like a bride. And they need to eat themselves through it. They have like a spoon, and they have like a little, but they need to make their tunnel. Și trebuie să mănânce această mămăligă și să taie o tunel. Finally, now I can eat a little. Partea cealaltă. În sfârșit se pot bucura de. It's called like a Schlaraffenland. That's how it's called. And you see, the plant-based diet is not something that makes you to heaven. Like, oh, I need to go to heaven. O dietă oh, I made it. Vegană nu te ajută să ajungi la cer, să zici, oh, am reușit să ajung acolo. You see, things that we eat, lucrurile pe care le mâncăm, the way we treat our body, modul în care ne tratăm corpul, corresponds with our thinking, influențează gândirea noastră. You can we in one of the seminars maybe you have been to the about the brain. Poate că ați fost la seminarul despre creier. Certain foods help you to be sharp. Anumite alimente vă ajută să aveți o minte clară. To be able to listen to the small voice of God. Să ascultați vocea Duhului lui Dumnezeu.
But if the mind is beclouded, you can hardly think. Mintea este împenjenită, e greu să gândiți. Yesterday I felt like a drunk man. Ieri am fost ca un om beat. I shared a little bit my testimony yesterday. I used to go to parties, drinking and stuff. Împărtășit puțin din experiența mea când mergem la petreceri. And you stand a little bit beclouded. Și ești un pic așa amețit. Yeah. Yesterday I felt a little bit like that. Ieri m-am simțit un pic așa. You know why? Știți de ce? Can you imagine why? Puteți să vă imaginați de ce? No, not because of the eating. No, can not because of mâncare. Se like a sleep! I was too tired. Dacă n-am dormit destul. There was somebody who wanted to talk and it just, yeah. Eu vorbeam cu cineva și simțeam că sunt alățit. You see, some kind of these congresses, there is sometimes time we want to spend, we want to share. La aceste întâlniri, vrem să petrecem timp, să împărtășim lucrurile. Yeah, but if we make a lifestyle out of it. Însă dacă facem din asta un stil de viață. Remember, we talk about the Seventh-day Adventist lifestyle. Vorbim aici despre stilul de viață adventist. The preparation. De pregătire. We're going to lack the rest that our body needs. Acesta este stilul nostru de viață, nu vom avea odihnă de care corpul are nevoie. Have you ever tried to have like a devotion when you're super tired? Ați încercat vreodată să faceți devoționalul când sunteți super obosiți? What does that mean? Și vreau să zic aici. And you sleep in the Bible. Adormiți cu fața în Biblie. It doesn't help you anything to search your heart. Să vă cercetați inimile. So God gave us health principles. Dumnezeu ne-a dat principii de sănătate. To exercise. Să facem exerciții fizice. You know, we have a friend. And he said, he talked about the Seventh-day Adventist. Do you know what it's short for? A prieten care ne-a întrebat, știți ce înseamnă Seventh-day Adventist? Acronimul, S-D-A. S-D-A? Do you know, it's like an American way? E, în limba engleză este Seventh-day Adventist, e acronimul de la Biserica de You know what he said, it's short for? Știți ce, pentru ce a folosit acest acronim? Sitting down always. Întotdeauna stăm pe scară. We sit a lot, isn't that so? It's good to come to meetings. To learn about the Bible, to learn about God. But it's important for us to exercise also. So this fasting is about avoiding the bad things. And to receive the good things in moderation. Overeating. Of the good food. Atunci când mâncăm prea mult, chiar și din hrana bună. Is worse than eating bad food in moderation. Este mai rău să mâncăm hrană bună prea mult decât să mâncăm hrană nesănătoasă dar cu moderație. It's really true. Este adevărat. If you overload your stomach. Dacă ne încărcăm stomacele. Your body has problems to digest it. Stomacul nu poate să digereze. The food doesn't go out as it should. Mâncarea nu se continuă să în tractul intestinal. You have gas. Aveți gaze. Indigestion. Indigestie. And you know that the constipation is called the mother of all disease. Constipația este numită mama tuturor bolilor. Because in our colon there it is connected there. The immune system, a lot of our immune system is in the colon. Mare parte din sistemul nostru imunitar se află în tractul digestiv. If we eat between meals, dacă mâncăm între mese, snacks and everything, we mess up with our digestive tract. Dăm peste cap sistemul digestiv. You know there are people, they are sour. Sunt oameni care întotdeauna sunt nefericiți, întotdeauna supărați. Do you know that one of the very practical reasons is because they're constipated? Știți că unul dintre motivele pentru care ei sunt așa este pentru că sunt constipați. I don't want to offend anyone. N-aș vrea să ofensez pe nimeni. We deal with lifestyle diseases on a daily basis. Grămenii naturale și de probleme de sănătate în fiecare zi. We talk about those things. I'm sorry, I don't want to offend. Vorbim despre lucrurile acestea în mod deschis. For us it's normal to talk about those things. And one of the major causes for people to suffer get sick. Una dintre cauzele majore pentru care oamenii se îmbolnăvesc. Is constipation. Este constipația. And it starts with eating the wrong things to începe the wrong cu, times. Faptul că se mănâncă ceea ce nu ar trebui să mănânce, se mănâncă când nu ar trebui să se mănânce. And not drinking enough water. Nu se bea destul de apă. It's true. God gave us the health message. And there are other things. You know the new start, right? Mesajul sănătății și sunt și alte lucruri. God wants us not only to know it. Dumnezeu vrea nu doar să știm. Experience. Ci să aplicăm.
Let's continue. Maybe one more quote. It's from Gospel Workers, page 100. It says here, very short sentence. Propoziție scurtă. Guard jealously. Do you know what jealousy is? Respectați cu strictețe. Aici se spune cu gelozie în engleză. No? Guard jealousy, jealously, your hours of prayer, Bible study, and self-examination. Respectați cu strictețe orele dedicate rugăciunii, studiului Bibliei și cercetării de sine. Friends, we need to learn that. Prietenii mei, trebuie să învățăm lucrul acesta. Mm-hmm. Gospel Workers, page 100, paragraph 1. Slujitorii Evangheliei, pagina 100. You know, some of us are overworking. Unii dintre noi lucrăm prea mult. We're doing too much. Facem prea multe lucruri. Do you know how it is? Very busy. Știți cum e să fiți întotdeauna ocupați? Making money. Faceți bani. Support the mission. Susținem misiunea. Maybe working for people. Poate că lucrăm pentru oameni. But we have no time for God. Să niciun timp pentru Dumnezeu. And I have to say, I'm guilty of that too. Trebuie să recunosc că sunt vinovat de acest lucru. I need to slow down from certain things. Trebuie să încetinesc puțin ritmul. Jesus is not calling us to work for Him. Iisus nu ne cheamă să lucrăm pentru El. He's not a manager, He's an employer. El nu este un manager, El nu este un angajator. He's inviting us to work with Him unitedly. And when we talk to people, the love of Jesus just comes out. Pentru că atunci când vorbim cu oamenii, dragostea lui să vină din noi. That we might think, ah, I don't like the ideas of this brother or this sister. Poate că vă gândiți, nu plac ideile fratelui sau soarei. Ah, but I love them. Însă îl iubesc sau iubesc. Ah, it's just a little thing that kind of here, different understanding, whatever. Înțelegere diferită. We are united in Christ, we have a holy congregation. Uniți în Hristos, avem o adunare sfântă. That's what Jesus wants for us. Acesta vrea Iisus pentru noi. What's the next thing? Care este următorul lucru? What do we learn? Leviticus, sorry. Leviticus, what is the next thing to learn? Următorul lucru. What do we learn? Ce mai învățăm de aici? Bring an offering. What kind of offering? Să aducem o jertfă. Ce fel de jertfă? What kind of offering? Ce fel de jertfă? Ah, very good. Offering made by fire. Made by jertfă de mistuită de foc. Offering made by fire. Well, I hope you understand this fire. What comes to your mind if you hear that? When you hear about offering? La ce vă gândiți? Că vă gândiți la jertfă. La laudă și mulțumire. Rămân 13 pe 1. Încă o dată? Rămân 13 pe 1. Romans 13:1. How about Romans 12:1? 12, da. Who would read it for us? Cine ar vrea să citească? Roman 12:1. Who would read it out loud? Voce tare. Romans 12, verse 1. Vândem de-a fraților pentru îndurarea Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Acesta va fi de partea voastră, o scurt produs cu Dumnezeu. Very good. When the body was offered, you see, before, when a person would sin, they would bring a lamb. Când o persoană păcătoasă aducea un fier. What kind of attributes did the lamb need to have? Ce fel era, cum era acest fier? Care erau caracteristicile lui? Healthy without blemish, not blind, it should be male and so on, yeah? Yeah, you're gonna be like, oh, this is the sick one, they will die anyways, okay, I'm going to die. Perfect. Why should it be perfect? De ce trebuia să fie perfect? It's representing Jesus. It's representing Jesus. His perfect righteousness, His perfect life. Și neprihănirea Lui, viața Lui perfectă. When it says that we should give our bodies, când se spune că trebuie să oferim trupurile noastre, a living holy offering, o jertfă vie. What do you think? What does it mean? Ce credeți că înseamnă lucrul acesta?
What does it mean about our bodies? Ce înseamnă lucrul acesta legat de trupurile noastre? It belongs to Jesus. It belongs to Jesus. Very good. How do you think Jesus is going to treat his body? Cum credeți că Isus și-ar trata corpul? How is he going to treat his body? You know that it says, husbands, love your wives. Știți că se spune, soților, iubiți-vă soțiile. Even as Christ loved the church. Așa cum Hristos iubește biserica. He loves his body. El își iubește. We should take good care of our body. Trebuie să avem grijă de trupurile noastre. And it speaks about health. Asta se referă la sănătate. Ellen White says that the health should be as sacredly guarded as the character. Ellen White spune că sănătatea trebuie să fie păstrată cu atâta sfințenie ca și caracterul. Can you think about why this is so? Puteți să îmi spuneți de ce este așa? Nobody is going to be saved because it's healthy. Nimeni nu va fi mântuit pentru că or este sănătos. Or healthy or exercise. Sau pentru că face exercițiu fizic. Why should health be guarded as sacredly as character? De ce trebuie să păstrăm sănătatea cu atâta sfințenie ca și caracterul? Pentru că reprezintă pe Hristos. I tell you, our body corresponds with our mind. Există o legătură între trupul nostru și mintea noastră. Have you ever worked like intensely? I don't know what kind of jobs you have. Nu știu ce fel de locuri de muncă aveți. I'm doing a lot of studying, a lot of computer work. Eu fac multă muncă pe computer, studiez. Sitting a lot of in the car, we go for Bible studies and so on. Mergem multă mașină, călătorim, avem studii biblice. Have you ever studied like intensely for exams or something? Studiam vreodată intensiv pentru examene. And then you feel like, oh, nothing goes in anymore. Și apoi simțiți că nimic nu mai intră în creier. What do you do? Ce faceți? You go for a walk. You go for a run. Schimbare. And why is it helping? De ce vă ajută? Why is it helping? De ce vă ajută? Circulation. Ajută circulația sanguină. Do you know there are only two principles that you need to look for to be healthy? Ca să fii sănătos există două principii pe care trebuie să le urmați. Number one. Primul. Take care of the blood. Aveți grijă de sângele vostru. Give the blood the nutrition that it needs. Dați-i nutrienții de care are nevoie. Number two. Numărul doi. Have a good circulation. Trebuie să aveți o circulație bună. And it's like with the gospel. We looked a little bit about on the blood. I hope you can see. Am uitat puțin la sânge. The blood has different attributes. Sângele are diferite caracteristici. It carries nutrition. Aduce nutrienții. Goes to the cells. You know, and then supplies them. Și le oferă. It brings oxygen, and it takes the waste material away. Și apoi ia toxinele. And we learned yesterday the blood of Christ cleanses us from all sin. Am învățat ieri că sângele lui Hristos ne curăță de orice păcat. And we realized blood doesn't clean us from outside. Și am realizat faptul că sângele nu ne curăță din exterior. I don't think they use blood to clean those windows. Nu cred că folosesc sânge ca să curețe aceste ferestre. It would look a little bit more different, yeah. Ar arăta mult mai diferite. But blood cleanses us from the inside. Sângele trebuie să ne curățească din interior. Which means we need the blood of Christ in us. Asta înseamnă că avem nevoie de sângele lui Hristos în noi. And we discovered yesterday that blood is a symbol of life. Am descoperit ieri că sângele este simbolul vieții. In Leviticus chapter 17. În Levitic 17. And we discovered that Christ's life, Christ's righteousness needs to go from inside. Și am descoperit faptul că neprihănirea lui Hristos trebuie să vină din interior. It's not only here, oh yeah, I understand. Doar aici, înțeleg. I can do no works, Christ rescues me. Nu trebuie să fac niciun fel de lucrare, Hristos a făcut totul pentru mine. It's good to understand it. Este bine să înțelegem. But we need to have the experience also. Însă avem nevoie de experiența aceasta. We come back to the same thing. Take the time. La același punct. Spend with the Lord, yeah? Petreceți timp cu Dumnezeu. And when this blood is healthy, când sângele este sănătos, it brings the nutrition to the cells. Aduce ceea ce celulele au nevoie, nutrienții necesari. The body can work better. Corpul lucrează mai bine. The mind is more clear. Mintea este mai clară. We can hear the God's voice. Putem să auzim vocea lui Dumnezeu. If there is selfishness in our hearts, dacă if there este is egoism în inima noastră, if there is bitterness, dacă este amărăciune, we can say, Lord, take your Holy Spirit.
putem să spunem, Doamne, dăm Duhul Tău cel Sfânt. The fire is a symbol of the Holy Spirit. Focul este simbol al Duhului Sfânt. We cannot save ourselves. Noi nu ne putem mântui pe noi înșine. We cannot become holy. Nu putem să devenim sfinți. We cannot become acceptable. Nu putem să devenim acceptabili în fața lui. To any of our works. Indiferent de ceea ce am face. It is only to the connection of Christ, His righteousness in us. Doar prin legătura cu Hristos și doar datorită neprihănirii Lui din noi suntem acceptați. The life of Jesus. The blood of Christ, through the Holy Spirit, goes through our spiritual beings. Prin Duhul Sfânt trece prin venele noastre spirituale. But if my body is sick, dar dacă eu sunt bolnav, corpul meu este bolnav, dacă obosit, are you more irritable when you're tired? Sunteți iritabil când sunteți obosit? Lasă-mă pace. How can we be friendly and loving to each other? Cum putem să fim prietenoși și iubitori? It's a holistic message. Este un mesaj holistic. We should present our bodies as a living sacrifice. Trebuie să prezentăm trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Allow me to read a verse, a quote for you from 4 Testimonies. Aș vrea să vă citesc un citat din Mărturii, volumul 4. 647. It says here, quote, se spune, be not hardened by the deceitfulness of sin. Să nu fiți, să nu se să nu se întărească Faraon, inima lui împietrească. Să nu, să nu fiți împietriți de înșelăciunea păcatului. Mulțumesc. Ok. Be not hardened. Don't build a wall on your heart. Nu construi un zid în jurul inimii. Fashion is deteriorating the intellect and eating out the spirituality of our people. Moda corupe intelectul și consumă spiritualitatea poporului nostru. Obedience to fashion is the pervading our Seventh-day Adventist churches and is doing more than any other power to separate our people from God. Ascultarea față de modă se răspândește în comunitățile noastre adventiste de ziua șaptea și separă mai mult decât orice altă putere pe poporul nostru de Dumnezeu. Can you believe that? Puteți crede lucrul acesta? Vă vine să credeți că moda is doing more harm, strică mai mult than any other power, decât orice altă putere. Can you imagine why? Puteți să înțelegeți de ce? Can you imagine why? It's selfish. Este vorba despre egoism. Yesterday, yeah, we looked at all about the Word of God. Învățat despre cuvântul lui Dumnezeu. We looked what the faith is. Și despre ceea ce este credința. Faith depends on God and expects the Word of God to do what it says. Credința depinde de Dumnezeu și așteaptă cuvântul lui să facă ceea ce spune că face. And it's the little man jumps because of his choice. Acest om sare, aceasta este decizia lui. It's the will, choice. Or the will. Alegerea sau voința. But you see, the man that looks to self, însă cel care privește la el însuși, doesn't need God. Nu are nevoie de Dumnezeu. Why do I need the word of God? De ce am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu? Why do I need His power? De ce am nevoie de puterea lui? I'm not that bad. Nu sunt atât de rău. Look at him. Look at uite-te la el sau la ea. Not too bad. Nu are chiar rău. Selfish, the selfish man looks unto himself. Cel egoist se uită la el însuși. But he's also left to himself. Însă este lăsat de asemenea în voia lui. Even though the word of God is there in his presence. Chiar dacă el este sau are cuvântul lui Dumnezeu. Even if he calls himself a Christian. Chiar dacă se numește creștin. As long as he looks to his feelings, my feelings. Atâta timp cât se uită la ceea ce eu simt. My experience. Experiența mea. My thoughts. Gândurile mele. He's going to be sad. Va fi trist. And fashion
of this world. Indeed, it is for man and for woman. Da, și pentru bărbați și și la femei. But you see, sisters, it's affecting you more because you have more of a sense for beauty than we men. Să cred că moda afectează mai mult pe pe fete pentru că ele au un simțământ al frumuseții mult mai mult decât bărbații, sunt preocupați de lucrul ăsta mai mult. I have to say that my wife sometimes is choosing what I should wear. Trebuie să recunosc că soția mea de uneori cu ce să mă îmbrac. I would not know. Sometimes she's matching the colors. De ori potrivește culorile. You have a beautiful talent for that. Aveți un talent deosebit pentru lucrul ăsta. You see, it is said that a man can build a house. E trist faptul că un om poate construi o casă. But it's only a woman which can make a home. Însă doar o femeie poate să facă acesta un cămin. They know, like, with those little somethings. Ei, and you just come in like, oh, nice. I think when men would build a house, all the walls would be like that. Când big windows, heating. O casă, toți pereții ar fi așa alt. God gave you a wonderful talent. Dumnezeu v-a dat talent minunat. And you see, Satan cannot. Satan does not have creative power. Satana nu are putere creatoare. It's only by God. Doar Dumnezeu are. But what he can do is he can redirect the talents that God gives us. Însă ceea ce el poate să facă este să redirecționeze talentele pe care Dumnezeu ni le-a dat. So the eyes, the thoughts for beauty, for wonderful things, for pentru ca gândurile, dorințele, pentru frumusețe, pentru ceva frumos, pentru lucruri drăguțe. That you sisters have, he can direct, says, oh no, don't do it for the glory of God. Ele poate redirecționa astfel încât să nu fie folosite pentru slava lui Dumnezeu, ci pentru slava mea. Emphasize certain parts of your body. Doar să sublinieze anumite părți ale corpului. And I give you a secret. Vă dau un secret. We talk about relationships later. Vom vorbi mai târziu despre relații. But I want to give I want to give you a secret for the ladies. Aș vrea să le ofer surorilor să le ofer o idee, să le spun un secret. God has created us more beautiful than men. Dumnezeu a creat mai frumoase decât pe bărbați. A woman is attractive to a man. O femeie este atractivă pentru un bărbat. Without her painting herself or fără emphasizing. Fără să se macheze, fără să sublinieze orice parte a corpului. And you know what is the most beautiful thing for men? Însă știți care este cel mai frumos lucru pentru bărbat? It's to see, not a painted face. Este să vadă nu o față machiată. But the beauty and happiness and peace and joy of a woman. Ci să vadă pe fața unei fete bucurie și fericire și pace. You see, the woman, they can be doing everything right, the hair is straight and whatever they do, yeah. Fete care poate să arate perfect, părul este perfect. But if they look like that? Să facă se uite așa. Not so attractive. Nu sunt atractive. But they are women. They might be not as beautiful as Heidi Klum or whatever their names. Sunt fete care poate sunt atât de frumoase ca și, n-am înțeles. Yeah, models, you know. Modele. But they just have this smile and radiant light. They're like, ah, praise the Lord. Pe fața un zâmbet, radiază. A young man can look at, ah, praise God, that's beauty. Și un tânăr se poate uita și poate spune, slava lui Dumnezeu, asta este frumusețe. Without having any thoughts like, oh. Fără ca să aibă altfel de gânduri necurate. And you see, we men, we have certain strengths. Noi bărbați avem anumite puncte tari. Most of the time we can rush faster. Putem să alergăm mai tare. We can carry more chairs. Putem să creăm mai multe scaune. But there's certain things we cannot do so well. Însă există anumite lucruri pe care nu le facem atât de bine. We're not so good at cooking. Nu suntem prea buni la gătit. Some. There are some which do not. The exception. Always exception. Există întotdeauna excepții. But we have one weakness. Însă avem o slăbiciune. And that's the fact that a man feels attracted to a woman. Poate să fie o slăbiciune faptul că un bărbat se simte atras de o femeie. Let's be serious, man. We are more logical, right? Noi, bărbații, suntem mai logici, nu? But when you're in love, are you always logical? Însă când sunteți în dragoste, sunteți întotdeauna logici? No, you see that we have a weakness. Help us to look at you as sisters. Ajutați-ne să vă privim ca și pe surorile noastre. And I tell you, God is going to bring the right man into your life. You don't have to attract him. Vă promit că Dumnezeu va aduce
Bărbatul potrivit în viața voastră fără să încercați să-l atrageți. He's going to appreciate you how you are, who you are. El vă va aprecia pentru ceea ce sunteți. That's why we should take care, good care of our bodies. De aceea trebuie să avem grijă de trupurile noastre. But you see, it's hard for us to think like that. It's hard for us to think. Este foarte greu să gândim așa. Because we're watching a lot of the things in the world. Pentru că privim la lume și ce se întâmplă în lume. And we think we need to be like the people on TV. Și credem că trebuie să arătăm ca cei de la televizor. But we need to spend more time with God. Avem nevoie de mai mult timp cu Dumnezeu. So that's why this fire represents the Holy Spirit working in our lives. De aceea acest foc reprezintă Duhul Sfânt care lucrează în viața noastră. And it's the one who brings us peace, joy, happiness. El este cel care ne aduce pace, bucurie, temperance. What is the last part? Ultimul punct. Care este ultimul lucru din ne aduce malevitire? Allow me to ask you something more. As I said, it's very difficult. We could talk about each of these points at least 1 hour. But you know, before the sacrifice will be given, it needs to be prepared. It needs to be without fault and so on. You know? Perfectă. But one thing needs to be cut out. Do you know what it was? Ceva trebuia să fie tăiat. Ce? Să fie luat. There were certain things that need to cut out. What? Ce trebuia? Grăsime. The fat. Grăsime. And fat is actually a symbol for sin. Grăsimea este un simbol al păcatului. We need to allow God to take away the sin of our lives. Trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să ia păcatele din viața noastră. And we learned yesterday in the second presentation. În a doua prezentare am învățat ieri. That we cannot overcome sin by ourselves. Că nu putem învinge păcatul de unii singuri. We cannot fight against ourselves. Nu putem să ne luptăm cu noi înșine. But what we can allow is that. Ceea ce putem face este. The blood of Jesus. Să-i permitem sângele lui Hristos. His life goes into our life. Ca să vină în viața noastră. That He lives in us. He gives us new desires. Ca să trăiască noi, să ne dea noi dorințe. And that's how He takes away the sin of our life. Așa ne ia El păcatele. He's doing it. El face lucrul acesta. Allow me to ask you something. Aș vrea să mă întreb. After you have eaten, după ce ați mâncat, do you feel how the nutrition is going to your cells? Simțiți cum nutrienții merg la celule? Oh yeah, it's here now. Oh, ajuns aici. Yes, I feel it. No, those cells are working, man. You ever feel that? Simțiți lucrul acesta? You see, we sometimes, we don't feel how the Holy Spirit is working. Uneori nu simțim cum Duhul Sfânt lucrează. It's a mystery. Este un mister. Allow God to leave it as a mystery. Și permiteți lui Dumnezeu să păstreze lucrul acesta un mister. When Jesus comes back, we can ask Him, how is it working? Când Iisus se va întoarce, putem întreba cum funcționează. But for now, am I saved? Am I not saved? Is there still something here? Însă pentru acum nu continuă să vă gândiți, oh, sunt mântuit, nu sunt mântuit, mai e ceva aici. You see, the blood is not working like a pipe. Like a pipe. Sângele nu lucrează ca și o țeavă. It's dirty. E murdară. You put some water and open it. Puneți apă. Care trece prin ea. Flush it through. So how it works. Nu așa funcționează. It goes step by step. Merge puțin câte puțin. Step by step. Puțin câte puțin. De la un loc la celălalt. Merge înapoi, mai ia oxigen. God is working step by step in your life. Dumnezeu lucrează pas cu pas în viața voastră. Don't go get discouraged. Nu vă descurajați. It's one page after the other until the seed falls out. One page after the other. Eliminat pagină cu pagină. Be patient with the Lord. Aveți răbdare cu Dumnezeu. Trust Him. Aveți încredere în El. Spend time with Him. Petreceți timp cu El. He loves you. He identifies Himself with you. Se identifică cu voi. He can never forget you. Nu vă poate uita niciodată. He knows what you need. Știe ce aveți. Whether it's a wife or a husband, whatever, He knows when to get it. Sau soție sau ce aveți nevoie și știe când să vă dea. Don't worry. Nu vă îngrijorați. Maybe we can read one more quote. Un citat? Very short, from the Great Controversy. Great Controversy, page 519. Marea luptă, 519 pagina. It says here, quote, Satan well knows that all whom he can lead to neglect
prayer and the searching of the scriptures will be overcome by his attacks. Satana știe foarte bine că pe cei pe care îi poate conduce să neglijeze rugăciunea și cercetarea scripturilor vor fi învinși de atacurile lui. Therefore he invents every possible device to engross the mind. De aceea inventează orice lucru pe care îl poate ca să engross occupy. Să ne ocupe mintea. How does it say in Romanian? Does it say device? I don't know. Does it here? Oh, it's Italian. Oh, bro. Okay. What is a device? Ce este un obiect, orice lucru posibil? Ce este un... What's a device? Explain to me the device. Mai mai tare când aud. Dispozitiv. What is a device? Ce este un dispozitiv? Aparat. I can understand that. Ceva ce te ajută să faci anumite lucruri mai ușor. Very good explanation. Explicație foarte bună. It's something like this. Ceva în genul ăsta. It can be something with an antenna. Poate să ai o antenă. Some numbers. I used to have that in my old time. Numere. Big phone. Telefonul era mare, de pe fiul meu. It can be. Nowadays they have the antenna inside. Acum au antenă în interior. A big screen. And there's things you can watch. Un ecran mare. Puteți să priviți la videouri. You see, Satan is, he knows that we cannot be like in the air, like not having anything. El știe că nu putem să trăim fără nimic. And he knows if we focus on God, on prayer, and the Bible study, și știe că dacă ne concentrăm asupra lui Dumnezeu, asupra rugăciunii și studiul Bibliei, trust him, dacă avem încredere în el, he has no chance. N-are nicio șansă la noi. But if he helps us to divert the mind, dacă însă reușește să ne redirecționeze atenția away from God, de la Dumnezeu, to self or to anything else, la noi înșine sau la orice altceva, to any other device, la orice alt dispozitiv, he can win. Poate câștiga. Friends, something like this, prietenii mei, ceva de genul ăsta e un lucru foarte valoros. Something like what you're holding in your hand. So, if it's a device, it helps us to make things easier. Vă ajută să aveți o viață mai ușoară. But we should not misuse it. Să nu trebuie să folosim în mod greșit aceste lucruri. Friends, there is a lot of addiction going on because of social media. Există foarte multă dependență datorită rețelelor sociale. It's good to be able in contact with your friends. E bine să rămâneți în contact cu prietenii voștri. But I can tell you, if this is more exciting for us than the written word of God. Însă dacă acest lucru este ne încântă mult mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu. Something is going wrong. Înseamnă că ceva nu e bine. So let's rethink. Let's see, Lord, how can I use the things good? Să ne gândim, Doamne, cum pot să folosesc aceste mijloace într-un mod bun? Not to be distracted. Nu să fim distrași. That when the Sabbath comes, I know, Lord, I am in your presence. În loc să ne bucurăm de prezența lui. That I understand I live now in the Day of Atonement. Să înțelegem că trăim în ziua ispășit. Here. You are interceding for me in the most holy place. Mijlocești pentru mine în Sfânta Sfintelor. I need to be ready. Trebuie să fiu gata. We stay focused. Last point. What else did we find? Care este acesta? What else did we find? Care este acesta? Leviticus 23. We should not do any work in that. We should not. Oh, okay. Let's quit today. Nu trebuie să facem nicio lucrare. Cred că renunțăm astăzi la tot. We should not do any work. N-ar trebui să facem nicio lucrare. What is that supposed to mean? Ce înseamnă lucrul acesta? What do you think? Ce credeți? Că nu trebuie să facem nicio lucrare. What is this supposed to mean? Ce înseamnă acest lucru? Should we stop working?
Ar trebui să ne părăsim slujbele? Let's open in Galatians. Let's open in Galatians. Să deschidem la Galatei. Galatians chapter 5. Capitolul 5. Galatians chapter 5. Galatians 5. Verse 19 to 21. Who would be there for us? Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5. Și faptele fiind pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurvia, desfânare, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucideile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor miște din Părăția lui Dumnezeu. What should we do? What does it mean? Ce să facem? Ce înseamnă acest lucru? What does it mean? Ce înseamnă? Să nu facem niciun lucru cu acesta. Not to do any of these things. Să nu ne potrivim chipul lui Dumnezeu cu acesta. Not to be like the world. Not to be like the world. Give me one word which summarizes everything. Dați-mi un cuvânt care rezumă tot. Să nu hrănim firea pământească. Să nu hrănim. What is the human nature? What is the human nature? Secular? The very root of all it. Rădăcina tuturor acestor. Selfishness. Egoism. Not to do the works of self. Să nu facem lucrările egoismului. Let's open up in Philippians chapter 2. Filipeni 2. Să deschidem Biblia la Filipeni 2. We need to run because the time is running out of us. Verse 3. Who would love? Versetul 3. Să citească cineva Filipeni 2 cu 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șarpe, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Let nothing be done through strife or vain glory. Să nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șarpe. What does that mean? Ce înseamnă lucrul acesta? What does it mean? Ce înseamnă? Slava mea. Not for my glory. And where can I get glory today? As a young man, where can I get glory? Nu obțin slava astăzi, ca tânăr. Where can I get today? It's like, it sounds such a fancy, nice word. You're right, yeah. Where can I get glory today? E foarte complicat. You tell me, students, where do we get glory? De unde vă obțineți voi slava? Cei care sunteți studenți? Brains! Oh, look at me! I'm better than you. Mai bun decât mine. Anywhere else? Boys? Altceva? Young men? Where can we get glory? De unde obținem noi slava? A job! Yeah. Slujba! Affirmation, like, oh! You're studying this and that. I'm a bachelor. There's this, I'm a master. I'm a doctor. I'm a licență. I'm a master. I'm a doctorat. Ia uite la mine. You see, exercise is very good. Exercițiul fizic este foarte bun. But I would like to give something challenging to the men. Aș vrea să-i provoc pe bărbați. I used to love soccer. Mi-a plăcut fotbalul. Sometimes I walked through the. I had my own soccer club. Am avut propriul meu club de fotbal. Founded it, was playing it for two teams. Două and tine. Sometimes it's like in my, I don't know, nature. It's in general. Sometimes I walk to the house and I do with the foot like. Or like a wide one. Yeah, it's like it's in my nature. In natura mea, it's in general. I remember I was a very passionate soccer player. I remember I played a lot of indoor soccer. Am jucat also de interior. And somebody was passing me once with a ball. And it was a very intense game. We won. We didn't want to lose. Foarte strâns și nu vreau să pierdem. And indoor soccer, they have a little bit. It's not a leather ball. It's on the outside. It's a little bit a different material that it slides better. Because otherwise you will stick with this. Când joci în interior, mingea nu este de piele, are ceva pe deasupra ca să meargă mai departe din soccer. So there was a young man passing by and said, no, I don't let this ball pass. Cu mingea, and I jumped inside and pressed it against the wall.
Și am sărit și am împins mingea către perete. Full force, boom. Cu toată puterea mea. And because indoor soccer you have walls around you. În interior ai pereți în jurul tău. And the man was running with the ball and he's fall over. Era omul la căsut. I played by the rules. I played ball. Am jucat după reguli, am jucat mingea. You know what happened with him? Știi ce s-a întâmplat cu el? He fell over and he hurt himself. A căzut și s-a rănit. I played by the rules. Am jucat după reguli. But I hurt him. Însă l-am rănit. People came, whoa, what are you doing? Do. I got 2 minutes. I'm like, wait, I play ball. Oamenii m-au venit și mi-au zis, ce ai făcut? Mi-am obținut 2 minute. Am zis, am jucat. I don't think there is something wrong with an innocent ball game. Nu cred că este ceva greșit cu un joc inocent. They have the ball and they have a friend of mine and they want to trick him like, now pass by. Însă când am mingea și când am un prieten pe care încerc să le fentez, should we trick people? Trebuie să fentem oameni. Hard to swallow, huh? Dificil, nu? Playing basketball. Înțelege. Ah, 3 points. 3 puncte. In the face. It's like vain glory. Aceasta este slava de șartă. Nothing wrong to throw a ball and exercise, you know? Have a good coordination of your body. But if I want to beat a brother, and I say, okay, let's go to worship. And he's like, man, he got me. You understand what I'm saying? Think about that. Where do I work so self-exaltation? Care sunt lucrările înălțării de sine? Where do I focus on me? Unde mă concentrez asupra mea însumi? Allow me to ask you the last question. Aș vrea să vă pun ultima întrebare. Now Jesus goes into the most holy place. Iisus a mers în Sfânta Sfintelor. He finishes his intercession. He comes out. Va termina mijlocirea, va veni afară. How would you describe this group of people? Cum ați descrie acest grup de oameni care îl așteaptă? How would you describe them? Cum i-ați descrie? Holy. Huh? Holy. Are you sure? E sigur că sunt sfinți? Are you sigur? I wanted to ask, are they sinners? Sunt păcătoși? Are they sinners? Sunt păcătoși? But they are in Christ. Sunt păcătoși, dar sunt în Hristos. You got it. When Jesus comes back, când Iisus se întoarce, they are a holy people. Ei sunt sfinți. Did they sin? Au păcătuit? Da. But they understood. They would have sinned. S-au înțeles. They transgressed the law. Că and that's why, călcarea legii. Because if somebody transgresses the law of God, he separates himself from God. Și dacă cineva calcă legea, se desparte de Dumnezeu care este viața. If you separate yourself from energy, dacă te separi de from energie, life. De electricitate. Oh, the screen always goes dim. Yeah. You existing? Se întunecă. Matter of hours. Durează doar câteva ore până când computerul nu va mai lucra. But if the person understands the plan of salvation, însă dacă persoana înțelege planul mântuirii, understands that Jesus became sin for us, și dacă înțelege că Iisus a devenit păcat pentru noi, that he united himself with us, că el s-a unit cu noi, and that we might become the righteousness of God in him. Pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în el. This is 2 Corinthians 2 Corinteni, chapter 5, 5. Verse 21. Versetul 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Those people have understood it. Acei oameni au înțeles acest lucru. They know I don't have anything good in me. Știu că n-am nimic bun în mine. But I have assurance of salvation because I'm in Christ through faith. Dar au asigurarea mântuirii pentru că ei sunt în Hristos prin credință. That's why I can have a holy gathering with my friends. De aceea pot să am o adunare sfântă cu prietenii mei. Where we just don't talk about this and that, but where we can encourage each other. Unde nu vorbim despre lucruri mărunte, ci unde ne încurajăm unii pe ceilalți. Pray for each other. Unde ne rugăm unii pentru alții. Don't let this time pass by until you pray with your friends as you go to work. Să nu, înainte de a pleca de aici, pregătiți-vă cu prietenii. Have a holy meeting. Aveți o adunare. As we go home, we search our hearts. Atunci când mergem acasă, ne cercetăm inimile. Take good care of our health that we can think clearly.
Avem grijă de sănătatea noastră ca să putem gândi cu claritate. Hear the voice of God. Ca să auzim vocea lui Dumnezeu. But when he says, listen, I would like you to give an offering made by fire. Pentru că atunci când el spune, ascultă, aș vrea să aduci o jertfă mistuită de foc. Which is acceptable. Care este acceptabilă. Don't be like the world, my child. I love you. Come be like me. Te iubesc, vino, fii ca mine. People when they see you, they should see. They can see it on your dress, the way you work, the way you speak. Poți să vadă modul în care ești îmbrăcat, cum vorbești. And cum te comporți pe față. The attitude that you have towards. Și atitudinea pe care o ai față. They can feel the love in the heart. Îi simt dragostea din inimă. That's what Jesus is waiting for. Aceasta este lucrul pe care Isus îl așteaptă. He could have been finished in the 1800s. El ar fi putut să-și termine lucrarea în anii 1800. It's because we are so slow. Însă noi suntem încet. We don't understand the Adventist lifestyle. Nu înțelegem stilul de viață adventist. Still evil things in our moment. Oh, avem în gândirea noastră lucruri rele. 15 years ago, I remember him. Acum 15 ani mi-aduc aminte. That's why we can make an offering made by fire. And when the Holy Spirit is in our life. Când Duhul Sfânt este în viețile noastre. We are supposed to work. Nu mai facem lucrările noastre. It's good to learn to get a good education. Este bine să învățăm să avem educație bună. Nothing wrong to have a job where you can be a good witness. How a Christian should be. Să ai o slujbă bună unde poți să fii o mărturie. Să arăți cum trăiește un creștin. That your boss should know. If I leave the keys to the company with somebody, it's you. Șeful vostru să știe. Dacă e o persoană care am încredere să-i las cheile la companie, ești tu. Don't agree with those little strange Adventists. Sunt de acord cu nebunia adventistă. But I know they are honest. Dar știu că sunt cinstiți. I can trust in them. Pot să am încredere. That's the witness that we need. Aceasta este mărturia de credință. When we are in our leisure time, at work, studying. Când avem timpul liber, când studiem, când lucrăm. Going on missions. Când mergem să facem misiune. We can do it for ourselves. No selfish. Nu facem aceste lucruri pentru noi înșine, pentru egoismul nostru. Acesta este stilul de viață adventist. These people understood it. The Israelites understood. Oamenii aceștia au înțeles acest lucru. And they knew that if they cherish one sin in their mind. Știau că dacă aveau un păcat în viața lor. We have read it here. They will be cut off. Erau separați, erau nimiciți. Because when Jesus comes. Pentru că atunci când Isus va veni. They will know. I have this. I'm not ready. Oh no, I cannot. Dacă au ceva, nu pot să îl mountains fall on us. I cannot see Jesus. Cădeți peste noi. Nu pot să mă uit la Isus. I cannot look in his face. Nu pot să privesc la fața lui. But those who understood it. Însă cei care au înțeles. And lived it. Și care au trăit. They said, oh, praise the Lord. Our salvation comes. Slavă Domnului. Finally go home. Mântuirea noastră vine. Mergem în final acasă. Now I can travel not only to Italy or to China, but the universe. Acum pot să călătoresc nu doar până în Italia sau în China, ci în tot universul. I don't need to look for the newest fashion. I have a dress of light. Nu trebuie să mai caut cea mai nouă modă, ci am o haină de lumină. You see, I'm curious how many colors light has. Sunt curios să văd câte culori are lumina. Amazing. I think even for the women there will be a variation. Don't worry. I don't think it will be only white you all going to wear. They see even on this earth, I don't know how many types of white there is. But you see, the last thing. In the end, it is for us. There are people who are worshipping. Există oameni care se închină either things, fie la lucruri, people, fie la oameni, whatever it is. But you see, Jesus, he was willing to come. Iisus a fost dispus să vină. And he was willing to kneel down. Și a fost dispus să îngenuncheze. He was willing to wear the thorn. Să poartă o coroană de spini. He was willing to actually live for us. A fost dispus să trăiască pentru noi. He was willing to die for us. A fost dispus să moară pentru noi. The question is, are you willing to live for Jesus? Întrebarea este, sunteți dispuși să trăiți pentru Isus? Or are you bowing down to something else?
sau vă închinați la altceva. Can be so whatever it is. Euul nostru sau orice altceva. It's worth to be ready for Jesus. Se merită să fim pregătiți pentru Isus. I would like to ask you, should we pray together? Ask the Lord. We just stretched a little bit. I encourage you to study it more. But I would like to encourage you, should we ask the Lord that He will help us to understand what the Adventist lifestyle. Aș vrea să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem care este stilul de viață adventist. Not only the Seventh-day Adventist. Nu doar all people who wait for Jesus. Nu doar adventiștii toată ziua șaptea, ci al celor care îl așteaptă pe Iisus. The return of the high priest. Care așteaptă întoarcerea marelui preot. What is really supposed to be like? In my life, in your personal life. Care, să aflăm care să fii, care trebuie să fie acesta. În viața ta, în viața mea. And when Jesus comes back. Atunci când Iisus se întoarce. We can really say, Lord, we are holy, not because of us. Să putem să spunem, Doamne, suntem sfinți, nu datorită nouă. But because we are united with you. Și pentru că suntem uniți cu tine. Through your Holy Spirit in us. Tu ești prin Duhul Tău ce sfânt în noi. And we by faith in you. Și noi prin credință în tine. Shall we have a word of prayer? Vreau să ne rugăm. Our Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Tată bun, îți mulțumim pentru bunătatea și mila ta. We praise you that Jesus was willing to come to this earth. Îți mulțumim pentru că Iisus a fost dispus să vină pe pământ. That he was willing to humble himself. Să se umilească pe el însuși. To become obedient. Să fie ascultător. Even unto the cross. Chiar și până la cruce. He was willing to become a servant. A fost dispus să fie un slujitor. He did no selfish work on this world. El n-a făcut nimic din egoism. He came to serve, to live, to glorify you. A venit să slujească, să trăiască ca să te glorifice. Help us to understand that heaven is waiting to see Jesus in us. Ajută-ne să înțelegem că cerul așteaptă să-l vadă pe Iisus în noi. Help us to understand what the Adventist lifestyle is in this last years and moments of Earth's history. Ajută-ne să putem înțelege care este stilul de viață adventist în aceste ultime zile, luni, ani ai istoriei Pământului. Please teach every one of us. Învață pe fiecare dintre noi. To understand through your Holy Spirit what this lifestyle means for us personally, individually, in our lives. Învață-ne ce înseamnă acest stil de viață pentru noi, personal, pentru viețile noastre. I pray what we learn during this conference. Și te rog ca ceea ce învățăm aici la această conferință. We will not forget. Să nu uităm. But really be a praying generation. Ajută-ne să fim o generație care se roagă. I pray that you will do something in our lives. Te rog să faci ceva în viața noastră. That we understand that Christ is united, has united himself with us. Ca să înțelegem că Hristos s-a unit cu noi. And that we can be united with him. Și că noi putem fi uniți cu el. If we have faith in his word. Dacă avem credință în cuvântul lui. And choose to surrender our will. Și dacă ne predăm voința noastră. Help us to see that it's worth it. Ajută-ne să înțelegem că se merită. We praise you in Jesus. Te laudăm în numele lui Isus. Amen. Amen. Friends, thank you very much for your patience. If anyone has questions, I'm glad if I can, let me answer them. Otherwise, if you're interested to come to learn how we got to meet each other, you can come in the afternoon. It's a set. Of the Buna, right? Of the Buna.